Școala 39 Nicolae Bălcescu din Craiova este una dintre cele 152 din Dolj în care copiii vor merge la școală ca și până în urmă cu 6 luni. Adică se vor așeza zilnic în bănci, vor socializa atât cât timpul și regulamentul le va permite. Cei din clasa pregătitoare și-au cunoscut dascălul și au pornit spre sala de clasă. I-au lăsat pe părinți în curte, plini de emoție. Nici de cum online, pentru că nicio șansă să înveți ca și cum ai fi în clasă, dar am fi vrut cu treaba asta, cu masca, să mă gândesc că e o patimă foarte grea pentru ei. Și în aer liber și la locurile de joacă se pot îmbolnăvi și nu sunt de acord, nu știu, adică sunt copii micuți, nu pot respira. Emoții și pentru cei care au mai fost până acum la școală. Abia au așteptat să-și revadă colegii și învățătoarea. Frumos! Te-ai întâlnit cu învățătoarea? Ți era dor să te întâlnești cu... Foarte mult mi-a fost dor de ea. Și de colegi? Da. De cine ți era mai dor, de colegi sau de învățătoare? La fel. Și de învățătoare și de colegi. Prezența zilnică la această școală este posibilă pentru că spațiul este generos, iar elevii nu sunt mai mult de 600. Am reușit să asigurăm fiecărui colectiv de elevi o clasă. Asta înseamnă că ei, învățătorii și dirigenții, au fost repartizați la o anumită sală de clasă în care automat nu mai intră nimeni în afară de ei, au locurile stabilite conform organizării, respectându-se oglinda clasei. Colegiul Național Frații Buzești din Craiova va funcționa în sistem hibrid, adică o parte dintre elevii vor veni o săptămână la școală, următoarea vor învăța online. Excepție fac clasele din anii terminali care fac zilnic ore în bănci. În funcție de etajul la care este situată clasa, elevii vor urma un anumit traseu și vor avea intrări separate. La gimnaziu și la liceu suntem în clădirea centrală, vom avea două schimburi. Vom începe la 7:30. Am cerut aprobarea inspectoratului școlar pentru micșorarea orelor la 45 și a pauzelor la 5, pentru a asigura la prânz, între cele două schimburi, dezinfecția într-un interval de o oră. Nu aceeași șansă au însă cei 1400 de elevi ai Liceului Tehnologic Ștefan Odobleja din Craiova, una dintre cele 10 școli din județ în care se va învăța exclusiv online. Ne așteptam să vedem o școală pustie. I-am găsit totuși pe elevii clasei a noua de la Mate Info, Intensiv Info. Își cunoscuseră acum diriginta, dar și unii pe alții. Ar vrea să facă asta în fiecare zi, însă deocamdată nu este posibil. Cel de la școală ar fi mult mai eficient. Ne-ar ajuta să ne acomodăm, să ne obișnuim cu liceul, cu profesorii. Lecțiile s-ar învăța și s-ar înțelege mult mai bine din clasă. Am fi dorit să fie în mod clasic, să venim toți la școală, să ne vedem. Mi se pare mai eficient pentru că avem și o tablă în față și este mult mai diferit. Este și pentru noi ceva nou, adică o provocare care trebuie să îi răspundem și totodată să învățăm unii de la alții. Sper să fie bine în cele două săptămâni, după cele două săptămâni să ne întâlnim cu ei în clase și să reluăm activitatea de dinainte. Ne este chiar dor să se întâmple lucrul ăsta. Ca să funcționeze măcar în sistem hibrid, Liceul Tehnologic Ștefan Odobleja ar mai avea nevoie de încă 15 săli de clasă. Dat fiind specificul școlii noastre de filieră teoretică, cu clase de matematică, informatică, intensiv informatică, filologie, dar și clase din filiera tehnologică, cu tehnician, electrician, electronist, auto, tehnician, proiectant, CAD. Acest specific al școlii noastre necesită spații de învățământ. În prezent, la Liceul Tehnologic Ștefan Odobleja sunt 53 de clase, însă doar 16 săli disponibile.